Cine răspunde în cazul unor accidente sau al altor evenimente nefericite? A fost întrebarea directorilor unităților de învățământ din municipiul Constanța, adresată reprezentanților USR în ceea ce privește legea pentru acces liber pe terenurile de sport din școli, care a fost deja promulgată. Se pare că inițiatorii proiectului au venit cu propuneri care să motiveze tinerii să facă mișcare, dar de soluția au uitat. Curtea școlii, că ne place sau nu, că e ușor sau greu, rămâne în continuare locul unde copiii noștri pot crește sănătoși și veseli. Copiii ne sunt abordați, nu este ok. Paza reprezintă una dintre cele mai mari probleme la nivelul școlilor. Profesorii își doresc ca elevii să facă sport în curtea unităților de învățământ în weekend sau în vacanțe, mai ales că doar 8% dintre români mai fac sport. Însă aceștia consideră că elevii ar trebui supravegheați în permanență. O parte dintre ei susțin că mai sunt și alte probleme de care s-au lovit atunci când accesul în curtea școlii era liber. Reprezintă un pericol pentru copii. Noi nu avem bază în momentul de față. Ce facem? Asta este îngrijorarea noastră. Să vă imaginați ce se întâmplă în curtea școlii și găsesc grătare în mijlocul curților, tone de sticle de bere, doze, serinci diverse, adică la ora 7:30, când mie îmi intră 1000 de copii pe poartă, eu nu am de la ce oră să mă duc lunea dimineața în curtea școlii ca să fac o curățenie, ca în curtea școlii va veni cine va dori. Eu nu pot să asigur baza. Asta vă spun concret. Dumneavoastră spuneți că, într-adevăr, sunteți de acord cu voi, baza trebuie asigurată de administrația locală sau administrația locală ar trebui să-mi sprijine în acest sens. Reprezentanții părinților și a elevilor sunt de aceeași părere. Cu toții își doresc să poată face mișcare în curtea școlilor, însă doar în condiții de siguranță. Noi vă invităm să veniți în școli, să vedeți cam care sunt nevoile școlilor, cam cât de în siguranță sunt copiii noștri când merg acolo și în funcție de aceste nevoi, de ce ați observate aici, să încercați să găsiți și dumneavoastră răspunsul, nu doar noi. Primăria Constanța are oricum obligația să asigure baza școlilor, prin lege. Acest lucru ar trebui să se întâmple inclusiv în timpul orelor de curs, nu se întâmplă și considerăm că această discuție cu privire la deschiderea curților școlilor este un moment oportun să introducem asigurarea bazei în școli de către Consiliul Local, nu de către acel personal prevăzut în organigramă, așa cum este prevăzut în lege. Inițiatorii proiectului se pare însă că au scăpat câteva lucruri din vedere, cum ar fi paza, camerele de supraveghere, care în cele mai multe școli nu sunt suficiente, și o toaletă, care ar trebui să fie deschisă în afara orelor de curs, în cazul în care copiii vor fi pe terenul de sport la joacă. Avem pe de o parte camerele video instalate în incinta școlii, în curtea școlii. Avem pază, da, care poate supraveghea ce se întâmplă în școală, sigur, niște limite. Știu că nu aveți, unii dintre noastre nu, poate nu aveți pază, dar la alte școli există pază. Cineva trebuie să se ducă să deschidă lacul. Primăria ar trebui și ea să contribuie la această activitate. Va fi posibil să ajute și poliția locală. Soluțiile oferite de către reprezentanții USR au fost destul de simple. Polițiștii locali ar trebui să-i păzească pe copii. Asta în contextul în care orașul Constanța se confruntă cu un deficit de personal în ceea ce privește poliția locală. O altă variantă propusă de aceștia ar fi ca paznicul unității de învățământ, asta în cazul în care există unul, să muncească în weekenduri, dar și în vacanțe. Directorii au la dispoziție 120 de zile de la intrarea în vigoare a legii să caute soluții potrivite împreună cu inițiatorii proiectului pentru a asigura protecția elevilor.